Salut, camarazi, de că s-a făcut prânzul, am dat și o tură până la piață, am dat și până la camaradul Florin, mi-a făcut un mic cadou, un kilogram de cârnați afumați de la maestru, mai mi-a dat și aici niște cârnăciori mai mici, o jumătate de kil, am un kil jumătate de cârnați afumați, mi-am luat și o ceapă, că nu mai aveam, ba, uite, mi-a dat și o mititei patru, i-am pus să prăjească, patru i-am băgat la frigider, mi-am luat un kil de ceapă, că nu prea mai aveam de asta care îmi place mie așa, ciuguiată. Așa, mi-am luat o varză ca să fac cu purceluș la cuptor, mi-a dat să miște o varzac, ia uitați-vă cum arată la meserii. Așa, mi-am luat și un kil de ardei de ăștia mai mici, uite aici, un kil de ardei. Așa, mi-am luat busuioc, cum a zis Ruxandra noastră, să pun, nu știu, la varză, vedem, m-am uitat la ce să pun, dar am cumpărat. Așa, mi-am luat un litru de suc de mere, vă recomand foarte sănătos, 5 lei sticluța, suc de mere, dau 2-3 zile din el la meserie. Mi-am luat aici niște gutui parfumate, ia uitați-vă ce mișto sunt. Miros mișto, mi-aduc aminte mirosurile din copilărie, știți eu, păstrăm pe creier anumite mirosuri din copilărie până la sfârșit. Uitați-vă cum arată, gutui de la Pitești, înțelegeți? Și am luat de la prietenul meu din Persia niște o cutie de pește de ăsta, tabit, ai zice? Nu, tabiat. Să vede, tabiat, de la prietenul meu din Persia, de la piața Moli Roșii. Aici scrie în farsi sau în arabă. E ori farsi, ori arabă, să vede. Așa, mănânc și eu un pește din Persia, cel mai mare imperiu care a fost vreodată și mare cultură, Persia. Deci cam asta e mișcarea astăzi. Am vorbit, am sunat la un orfelinat, mă duc joi cu doi saci să le predau acolo, o să filmez. O să mai dau și pe aici, în cartier, la oameni amărâți care sunt pe stradă, oameni săraci. În păcate n-am medicamente deloc, dar asta e, nu putem să le facem pe toate. Eventual mă duc și vorbesc cu doctorii, ce să vedem dacă are niște medicamente care expiră într-o lună, două, și mai pot fi folosite. În rest, cam asta e mișcarea. Acum, în principiu, cu dămila lui Dumnezeu, am ce mânca până în ianuarie. O să mănânc eu așa pe porțiuni. Mâine cred să fac o varză cu purceluși și cu cârnăciori de ăștia afumați la cuptor, că vine îngerul meu păzitor să mai mă ajute puțin la computer și pleacă la Moldova, la Roman și îl cinstesc eu, că el mă ajută de 5 ani jumate, îl cinstesc și eu cu un pahar de vin și cu niște varză cu purceluși și cârnați, știi, așa la meserie. Astea, gutuile le răzuiesc seara și le amestec cu miere. Din păcate nu prea mai am multă miere, adică multă miere fluidă, am aici de rapiță, asta merge doar așa la ceai, la vin, dar trebuie să ne îmbolcănați nici de miere fluidă ca să pot să pun cu gutuile când le răzuiesc. Deci, în principiu, țin cu flămânzii acum. Așa, am uitat să-mi iau ceva de la farmacie pentru că mi s-a umplat aici sarmaua, dar mă duc la 5 la Roxandra, că i-am fiert și ei, am fiert limbuța aia de purcheluș și duc și ei să guste și ea din ea și dau și la farmacie să-mi iau ceva, că mi s-a umplat aici falca de la dinte, m-a durut dinții și nervii la dinți. În rest, toate bune. Dacă sunteți la masă, vă doresc și vouă o poftă bună, să fiți sănătoși, să fiți iubiți, ne auzim mai târziu pe clipuri. Vă pup cu drag, poftă bună!